merge. Viorel, ai fost omul meciului. 3 goluri, doar 2 s-au pus. Da, obiectivul a fost să trecem mai departe în turul următor. Nu mai conta, cum ați văzut că meciurile de cupă tot timpul apar lucruri neprevăzute și noi am dorit să eliminăm aceste lucruri și să mergem mai departe. Ți-ai dorit mult să înscrii și poate cine știe cumva după aceste goluri să revii și în primul 11. Da, sigur, asta îmi dă moral. Sincer, mi-aș fi dorit să fie în campionat meciurile astea, că acolo contează mai mult. Ați văzut, avem o situație nu foarte bună. Trebuie să urcăm de acolo din clasament, unde suntem, nu stăm într-un loc foarte bun. Dar e bine că am mers mai departe și avem un moral bun pentru meciul de duminică cu Târgu Mureș. Sorin Cârțunoa, da, nume, dar ești printre cei evidențiați, sunt alții care au cam călcat pe bec. A, știți cum e, sunt meciuri de cupă unde și adversarii, să zic așa, o expresie mai populară, își dau viața, dar e normal, e există doar un meci pe, nu știu, eliminate și mai poți să mai prind și o zi mai proastă. Ați văzut și terenul și atmosfera de aici, se mai întâmplă să mai și zile mai proaste, dar am spus, indiferent ce s-a întâmplat, mergem mai departe. Și așteptăm să vedem cu cine cădem în continuare. Cum va fi cu ASEA-ul? A fost rivalitate mare în Liga 2. Sincer, noi am început acum, avem 3 meciuri bune cu victorii. Trebuie să mergem pe aceeași linie și să ieșim de acolo, din subsolul clasamentului. Până la urmă suntem în loc 12 sau 13 și noi dorim să mergem cât mai aproape. Cred că dacă am câștigat cu meciul cu ASEA, eu zic că vom lega 4-5 rezultate foarte bune și ne vom clasa în jumătatea de sus a clasamentului. Mulțumesc.